IT, care a discutat de prima dată despre iarăși faimoasa carte Industrial Dynamics, care rămâne de neregalat, din păcate, a un alt acord luat în altă către economiști despre mozlații, în sensul ăsta. De fapt, atunci, la începutul anului 1970, au fost cel puțin vreo două, trei cărți deosebite și le amintesc acum pe fugă, a fost acest limit ale Dynamics, Dynamics puțin mai devreme în 1978, Alice Forrester a fost limitele creștere ale Windows, celor doi Windows și nu mai țin că a fost de autor, ceva poate spui tu, a fost cartea lui Georgescu Regen Entropii și procesul economic și a fost și cartea lui Schumacher, Small is Beautiful, dacă cineva a citit-o, dar este... Atunci vreau să spun că este un trio sau patru, spuneți cum vreți, de cărți care, într-un fel, sunt avant la letru o gândire dintr-o perspectivă a complexității și propun niște tehnici de mersuri care, într-adevăr, sunt cele care le redescoperim la cărți. Exact, le redescoperim la cărți. Așa. Exact. Exact, a fost gândirea adicționistă, dar a fost și atunci trebuie să le... 2, 3, 4, 5 ani, foarte multe normalisme am trecut în faptul ăsta. Așa, și acum revenim la ceea ce spune și în cartea asta, deci despre domenul Windows, în Thinking the System of Prime, a apărut în 2009, de fapt a apărut la vreo 7 ani de la baterie, a fost făcută de meditată, mai țin interesat, e o colaboratoare din IT, are o legată asta și prezint că mi-a plăcut dincolo de o gândire perspectivă a gândirei sistem, care dacă puteți să adăugați un de gândire sistem, gândire complexitate sau gândire sistem, în toate astea, să spun eu, aproape că sunt în scenariu conceptual din perspectiva asta. De asta vreau să vă spun că v-am adus să vă prezint, de exemplu, așa cum sintetizează ea cele 12, să zicem, locuri de intervenție într-un sistem. Deci, într-un sistem complex sau într-un proces complex, trebuie să sunt aceste locuri de intervenție pentru a avea eficacitate, efectivitate, eficacitate, dacă vreți, și în final să mă duc la o viabilitate. Și ea vorbește, bineînțeles, dacă vedeți, nu vreau să existe fiecare în partea America să fie exemplele, citiți cartea, vă rog, e foarte interesantă, o să vă ajute foarte mult în a înțelege, dacă vreți, o perspectivă a unei gândiri sistemice și sau a complexității. Și, după cum vedeți, ce înseamnă, care sunt locurile în care, apropo de ceea ce discutam, putem să locurile acestea de intervenție care să aibă leverage. Ea spune leverage, sau dacă vezi puncte de acupunctură, ar spune un oriental, noi spune el, Nicău și meu, occidentalii vorbim de puncte de intervenție pentru a avea acest leverage, această forță de toată asta, sau puncte de acupunctură, dacă le priviți, nu e nicio programă de servici ca puncte de acupunctură, pe care dacă știm să le apăsăm la un moment dat, acesta, schimbarea sistemului sau obținerea ceea ce vrem, într-o politică adecvată de a face aceste lucruri, se poate gândi. Și după cum vedeți, aveți numerele constantele, sunt punctele, deci încep de la cele mai puțin relevante, de la Britain, de așa le prezintă și așa de la Bruxelles. Care de obicei sunt primele politicile actuale. Da, sunt tocmai asta, dacă vedeți exact acest lucru, toată lumea se uite la așa ceva și oprește aici. Și vă rog procentul de la TVA și gata, a rezolvat toate problemele. Da. Suntem ultima soluție, cea mai slabă. Da. Și vedeți, parfumele sunt foarte importante, mă rog, stau ce structurile de stocare și de curgere și de flux, deci și pres. Este un neomecanicism, nu are nicio legătură cu complexitatea. Nu, nu, un neomecanicism nu. Rafinat și perfid. Astea sunt tocmai, că sunt eficacitatea lor este minimă. O spuneți mai departe, de ce se vreau. De interpunte și cum se fac. Astea sunt majoritatea... Dacă e mecanică sau complex. Bun. Asta e paradigma pe care nu este. Deci asta și mai departe... Ideea de străpungere e foarte bun. Deci mai departe despre lei, balance, feedback loop, sunt multe, sunt unele, primele sunt, într-adevăr, cum spune și în partea, de toate trase de
cele. O să vedeți imediat, vedeți, puteți să le citiți și până ajungem la ultima și cea mai importantă, dacă vreți, la ultimele sau primele, dacă vreți, ideea iarăși autoorganizare, țelurile pe care ne mirea, pe care ne ajuns, paradigma, pe care... Ce înglobează paradigma transcendentă sau... Nu, schimbarea de paradigma, adică înseamnă să transcendem o paradigmă, să o înlocuim cu alta. De exemplu, paradigma reducționistă de care am discutat, cu paradigma a complexității. Adică sensul ăsta. Da, să transcenzi o paradigmă care nu e adecvată și atunci trebuie să spun cu atât adecvat. Că poate ce spunea și Luc și Șerban. Care e diferența între 1 și 2? Pe 1 lucrezi în interiorul acelei paradigme în care o gândești, de ce, ca un sistem complex între ele, holiste, etc., etc., și lucrezi în da, schimb. Da, dar el nu explică unde, cum ajunge. Nu, există cartea, dacă vezi, și nu are sens, că sunt multe lucruri de... Carte, de asta vă reamintesc, cartea este foarte instructivă din acest punct de vedere. Vă explică și deci, pe exemplu, sigur, aici, între timp, a lucrat, dar, iarăși, pe să zicem, pe Learning Organization, în care ia foarte multe dintre sistemul, cel de-al cincilea din acel Learning Organization, este iubirea de tip sistemic. Și iubirea de tip sistemic este modul în care sistemele interacționează și cum, într-un fel, când să-l controlezi, de fapt, și care are, nu știu cum, a ajuns să obții exact efectul contrar. Ce te învață teoria haosului? Deci, te învață, nu. Da. Nu. Ce te învață teoria? Am ținut și eu și Florin, dar două conferințe pe chestia asta, cu, nu știu, un exemplu, cu filme făcute de mari specialiști. Da? Și mai departe, tot în partea ultima a cărții. Nu controlezi nimic, pentru că e prin natura mică. Deci... Iluzia controlului. Deci, ea vine și în partea ultima a cărții, vorbește de acest ghid pragmatic, de cum ar trebui să acționezi și de sfaturi. Uitați-vă că sunt sfaturi pragmatice. Cum ar trebui să acționezi când ai de-a face cu sisteme și mai ales cu sisteme complexe. De vitoțime, când vorbește de ghid, de vitoțime, de exemplu, are un ritm al lui, un ritm al sistemului, dacă îl înțelegi, atunci poți să-l... Și cum stabilești? Deci să-ți, dacă vreți, să-ți faci explicite, da? Și așa mai departe, sunt 15, să zicem, dacă vreți, ghiduri sau îndemnuri pragmatice, spuneți complex, pe care, într-un fel, un demersul pe care îl facem toate, așa cum este prezentat, face. Adică are sens și, într-adevăr, te face să înțelegi cum ar trebui, cam cum este acțiunea într-o lumea. Deci, cartea 2009 a apărută, dar m-a spus, este apărută din, să zicem, scrierile ca un scriere postumă a lui Daniel Middles, Donald Donner, la Middles, a murit în 2002. Deci, cum să spun, nu sunt relevant, dar doar așa ca o exemplificare a unor sfaturi pe care se dau pentru un om. Aia ales un prospăr, doamna. Dar ok, nu e pe domnul, nu că n-ai citit-o. Nu mai ai citit-o. Că tocmai, pentru că ok, ai citit-o prima carte, asta ultima n-ai citit-o și atunci nu... Deci, totdeauna, un principiu, ci că ferește-te de cel care n-a citit cartea și comentează. Mă rog. Bun. Mă rog, nu. Nu este chiar așa, este bun. Intrăm într-o nare sens, că nu vreau să intru în paradigmă, într-o contradicție paradigmatică cu tine. Cu toate că putem să intrăm, dar atunci nu avem niciun sens din termenul respectiv. Bun. Acum revin la o perspectivă pe care eu cum am înțeles sau care încercați să o dezvolte, nu posibil, dar nu se începând de am coordonat în 2003 unul dintre primele ședan cu coordonat altul sau uitat altă, toată treaba asta, despre noua economie. În contextul cu Institutul European din România, care a făcut primele studii de impact cu privire la aderarea României la Uniunea Europeană.
percepe noua economie. Și de atunci, atunci m-a preocupat ideea cum să generezi o piață, de exemplu. Ideea de generare de piață și paradigma, în general, toată lumea vorbește de, vorbește de funcționarea și în orice caz să dezvolți economie funcțională de piață. Și aveam obligativitatea, o puterilor de acoperare, vă duceți aminte, să dezvoltăm o economie funcțională de, de piață. Consider că odată ce am intrat, am avea o economie funcțională. Nu am avea. În orice caz, din păcate, din păcate pentru mine nu demers unei economii sau, mă rog, pe ideea de sigur și ar trebui făcut, dar ala se făcea aproape de la sine cu integrarea treptată, treptată în, 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 să zicem, în fluxurile economice europene, odată ce integrai, te-au obligat să faci. Dar pentru a face o adevărată politică și aici, din la, să zicem, dintr-o perspectivă, asta este ideea asta de a genera o nouă piață, dacă vreți. În orice caz, piața firescă dintr-o perspectivă a complexității trebuie să înțelegem puțin altfel. Înțelegând piața ca, dacă vreți, un sistem sau mai degrabă un proces complex în sensul proces complex în sensul adaptativ, în sensul larg stasic, și dacă sunteți în vorbește de management complexității, din perspectiva complexității în sensul ăsta. Să vorbesc, vorbește de acest lucru. Dar uitați-vă puțin că piața, dacă vreți, în a genera o piață, de față, foarte bine puteți să generezi și o rețea, cum au putut să genereze o rețea, care rețeaua, dacă vreau să definesc și definesc acum o monedă virtuală de tip Bitcoin, ea funcționează aproape ca o piață, în măsura în care dacă vreți, definit și i-am dat instrumentul ăsta. La fel, dacă vreți, într-o comunitate, ce se întâmplă în comunitatea? Într-o comunitate există cel puțin un mod de a ne evalua pe noi, de a ne avea o reputație, niște relații și acolo se pot genera o comunitate de spuneți, era comunitățile de practici, pentru că dacă cei care ați fost în domeniul IT-ului în anii 90, au domnit să da cultănică, community practice în diversele domenii și în care colaborau, care iară schimbau paradigma în care, să zicem, ideea de competitivitate sau ăsta era înlocuită cu cel de colaborare sau cooperare, în care, cum să spun, se puneau în discuție un demers de tip al ideii de piața. Piața se bazează a fi un egoist și între noi egoiștii competiționăm și de la dat sunt și tine până liberă, invizibilă, face ca, știți povestea, nu vreau să o mai repet. Din punctul ăsta de vedere, vedem și din ce în ce mai mult știința vine și spune, stai că la început că omul, prin excelență, un om care nu poate trăi decât în societate. Poate că ființa bebelușul care s-a născut, dacă nu stă un timp suficient într-o comunitate, cel puțin minimă familială sau minimă de toată că asta nu poate să ființeze. Uitați-vă la orice alt, mă rog, altul stă foarte puțin în dependența de deci din punctul ăsta de vedere, la baza științei economice, a teoriei timpului general, stă o presupunere, o asumțiune care se dovedește din ce în ce mai mult a fi inadecvată, dacă nu chiar falsă. Eu zic că e falsă, dar mă rog, hai să zicem să nu spunem chiar așa, să spărăm pe unii care au învățat despre ce înseamnă concurența, competiția și cum lucrurile. Așa. Bun. Și bineînțeles că inclusiv într-o întreprindere mare putem să introducem mecanisme ale de piață care să ne asigure într-un fel sau altul o evoluție, dacă mare companie de acest tip. Cum să spun, fie pe mecanisme de tip competitiv, fie pe mecanisme de tip piață, ce face Google, face pe mecanisme de colaborativ, care creează, dacă vreți, marea întreprindere, marea companie Google, produce mecanismele de acest fel și, într-adevăr, generează ieșirea afară, alte produse noi, alte start-up-uri inovative, alte spin-off-uri, alte, și așa mai departe. Deci, vedeți, din punctul ăsta de vedere, a face până la urmă, a face o politică înseamnă a genera de a pune, dacă vrei, niște constrângeri în așa fel încât acea entitate complexă, că îi spun piață, că îi spun comunitate, că îi spun rețea, că îi spun întreprindere, acea entitate complexă adaptativă, de jos
în sus interacționează, relaționează și generează până la urmă, ca de la de jos în sus, să zice ceea ce îmi doresc să apară sau să se dezvolte. Perspectiva pe care o adoptăm în cadrul cavalerii în complexității de a genera ce? O viață, o comunitate, o ore sau o întreprindere. Deci este a genera, nu este neapărat a face a genera, acea comunitate care îmi rezolvă niște probleme sociale, acea întreprindere care îmi aduce produse noi, sustenabile. Discutăm și sigur că aici este e de discutat și la asta fiecare caz e contextual și rămâne mult, sunt multe lucruri de făcut. Este o perspectivă nouă pe care este perspectiva pe care, mă rog, să zicem, este un demers pe care îl fac de mai mulți ani de zi împreună cu un coleg al meu, cel de când sunt după creștere. Și, cum se spune, și acum încerc să fac o mică, dacă vreți, creionare a ideilor de unei politici de tipul acesta. Și asta este care, genuină, România a fost sub bucurie de atât. Și știți foarte bine că m-am inspirat din Georgescu Răzvan, care spunea că scopul economiei este prezint la gen scopul, nu a fi nimeni, nu știu, deșeurile și tot ce înseamnă. Deci, mai degrabă, acel ceva din natură imaterială care poate să numi bucuria de a trăi. Deci, România a fost sub bucurie de a trăi. Asta se zice astea ca o viziune, dacă vreți, a unui program, și traionare, schițare, am mult, dar deocamdată așa ceva. O perspectivă care este de tip transformațională, obținez o perspectivă transformațională, autentică și antreprenorială. După cum vedeți, spun că în principiu ea presupune a căuta imaginea și asuma o noimă și o omenire,